societatea încearcă să marginalizeze religia. În ce sens? Deci oamenii nu au o problemă cu noi că predicăm. Dacă noi ne hotărâm să predicăm cuvântul lui Dumnezeu doar aici în locul ăsta, vă spun, nimeni nu are nici o treabă cu noi. Nu are nicio treabă cu noi. Știți că se complică lucrurile? Când începe să vorbim și în altă parte. Doamne, vă puteți profesa religia voastră în interiorul clădirilor voastre, dedicate. Problema este că Dumnezeu ne-a chemat să profesăm și să proclamăm religia noastră în exterior. Și este foarte ironic și o ipocrizie fără margini, că aceiași oameni care spun că noi trebuie să ne practicăm și să proclamăm religia noastră în ziduri, în locuri consacrate, aceiași oameni au voie să proclame tot o formă de religie. Orice om are o religie. Unul are o religie, nu crede nimic. Aici este o religie. Unul are o formă, eu cred în bani. Aici este și aia o religie. Faptul că e diferită de a mea nu înseamnă că nu este o religie. Faptul că el nu recunoaște sau nu o numește religie nu înseamnă că ea nu este religie. Ea este o religie. Ceva în ce crezi, un sistem de valori pe care te bazezi în viață, oricare ar fi acela, este o formă de religie. Vezi, lumea încearcă să ne împingă în interiorul zidurilor. Și parcă noi ne simțim așa strânși cumva de spate când trebuie să ieșim în afară.